Hei, salutare și bine v-am regăsit la ceva mai special, după cum ați văzut și în titlu. O să vă prezint toate modurile posibile pe care eu le cunosc să faceți roz de gold în joc. Cum am aici 800 gold, vedeți? Ca să vă puteți cumpăra zile premium, tankuri premium, cum e aceste 25 care nu mai puteți cumpăra. În fine, ați înțeles ideea, fără ca voi să băgați bani. Deci până la urmă sunt două metode simple de făcut gold, una să bagi bani și rest. Haideți să vă prezint care sunt restul modurilor de a face gold în World of Tanks. Ok, începem cu începutul. Poți să faci gold participând la concursuri organizate de cei de la World Gaming sau de la diverse evenimente care sunt de obicei de Crăciun, de Paști, sfârșitul ceilalți de război mondial aniversarea gaming ului la 15 ani de când s-a lansat și căcaturi de genul ăsta. Ați înțeles ideea. Și unde găsiți? Intrați pe site-ul worldoftanks.eu și din păcate în perioada asta din câte văd nu este niciun eveniment important de obicei afișat pe prima pagină dar de exemplu este o cupă Fan Cup te registrezi și uite poți să câștigi 8000 gold poți să mai intri pe turnament și aici ai afișate absolut toate Uh, turnamentele noi uh, veni... turnamente? Noi poți și turnamente? Cred că da. În fine. Toate turnamentele noi uh, fan Mall, bla 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 pentru absolut toți jucători dar trebuie să aveți grijă, vă avertizez în astfel de campionate a, da, mă, campionate este la cuvântul. în astfel de campionate tot timpul sunt jucători foarte buni din clanuri foarte bune, dar asta nu înseamnă că nu puteți să vă clasați pe poziții, pe ultimele poziții, ca să zic așa, care primesc gold, că nu... Dacă ai participat asta, nu înseamnă că ai goldul garantat. Deci, până acum avem în felul următor. Evenimente organizate de ei cu diferite concursuri, turnamentele și mai avem încă un lucru legat de site. Intri la community, frumos în partea aceasta, și bate clopotul. Ok, s au oprit. Așa. De la community și intri pe regional contest aici. Sau puțin mai complicat. Bun, intrăm ca să vedeți. Te bagă pe formă automat. Dacă nu îți apare asta din prima, trebuie să te loghezi. Sau dacă nu, mai complicat, dai la form sus de tot, World of Tanks, English Speaking Community, pentru că noi românii nu avem. De ce? Pentru că motive. Intri aici. Asta e pf, dezavantaj. Dacă nu cunoști limba, e destul de căcăcios. După aceea, Community Area, Regional Contest and Events. Contest înseamnă concursuri și events, evenimente. Click pe ea și aici ai toate evenimentele, in-game contest, creative contest, tot felul de concursuri la care poți participa. Dar ne că nu, din câte văd, a trecut ceva timp de când băieții n-au mai dat și n-au mai făcut concursuri. Dar aruncați și cine știe, poate să înceapă din nou să bagi concursuri. La unul dintre cele mai importante moduri de a face gold este prin intermediul unui clan. Intri într-un clan care vrei tu, de fapt, intră într-un clan care face clan wars. Și ce este clan wars? -ul? Clan wars este un mod de luptă între clanuri, se bat pe o hartă, pe un global map, cum ar veni. Se bat cu alte clanuri. Și rolul fiecărui clan este să cucerească un teritoriu. Odată ce a cucerit teritoriul, participă, de fapt, participând la un turneu, cu cucerește teritoriul respectiv, să nu se încarcă. Te duci frumos pe hartă cu clanul tău, trebuie să fiți minim 15 ca să puteți participa. Ei un teritoriu ataci și te bați cu celălalt, să zicem că ei teritoriu, ataci teritoriul ăsta de aici. Unul cu ușor de citit, hai, unul ușor de citit. Uh, Nireko, Nireco, Nireco, căcatul meu, nu știu, în fine. Ataci teritoriul ăsta cu clanul tău, da? Bine, trebuie să fie de la o să fie mai multe. Comandantul vostru o să știe sigur care, ce e de făcut. Atași teritoriul respectiv, te bați cu celelalte clanuri care atacă teritoriul respectiv, da? La sfârșit se joacă o finală și în finala respectivă te bați cu proprietarii teritoriului. Adică în cazul ăsta cu băieții cu cap de vultur. Care am uitat. Și fiecare ter teritoriu vedeți care o anumită sumă de gold. Odată ce e la teritorios, anul primește suma de gold în fiecare zi. Bine, poți o o mărești în funcție de alte chestii și alte misiuni care le poți face. Nu e așa mult, dar na, dacă te apuși și te extinzi de jur împrejur, gândește că e suma asta de gold în fiecare zi și după aici comandantul vostru sau cine se ocupă de treaba asta o să împartă goldul la cei care au participat în uh, campanii, în competiție, în clanuri. O altă modalitate de a face gold este să participi în competiții organizate săptămânal și anume SLEU scrieți în World of Tanks. Sper că nu mi apare aici un site porno pe care intră mai des. Am încercat să le șterg. Așa. World of Tanks. Bam, ba, intrăm aici. Playslgaming.com slash World of Tanks. Slash Europe. Și aici e ai competiții organizate săptămânal, competiții în Europa, cu toți jucătorii din Europa, sau competiții doar în țară, doar cu jucătorii din țară. Și ai 1 vs. 1, 3v3, meciuri de 5v5, o să intrați voi aici și vă las din în descriere și uh, aruncați aruncați în ochi, trebuie să îndeplinești anumite condiții, trebuie să fi, citești cu atent, citești cu atent, cu atenție regulamentul, dar căutați un prieten care am ajutat în uh, să-l priviți câte cupe sunt, de exemplu, nu știu dacă a început din nou sezonul, participam cu colegii din clan totdeauna la astea și faci gol frumușel din SL. Dar v-am spus, la fel și aici, intră de obicei, sunt veteranii care joacă de foarte mult timp și ăștia o să vă rupă fârșul cam de fiecare dată, dar o să dați și pește jucători novici, jucători începători și puteți să faceți treaba. Nu vă trebuie echipă, puteți să jucați și 1v1, v-am spus. Dar la fel, aveți grijă când jucați 1v1 pentru că vă trebuie tancuri ca lumea, nu poți să intri cu nu eu știu ce tank. În general sunt tankuri de tier 8, la tier 8 și atât. Cred că nici nu știu dacă sunt la tier 10. Nu, la tier 8. Dar oricum, trebuie să citiți regulamentul la fiecare cupă. Aici e regulamentul, rapid. Hărțile care sunt jucate. Primul loc, 3000 gold. Și sunt uh, primii 32, de exemplu. Dacă te cadrezi de primii 32, 500. De multe ori, de multe ori nici nu trebuie să joci... Uh, poți să te automat în primii 30 de adică să fie doar 30 de participanți. Și tot așa, difer de la săptămână la săptămână și chiar merită să aruncați o privire pe acest site. Brackets, players, oricum, citiți cu atenție regulamentele și aveți grijă să îndepliniți toate condițiile, că dacă nu, sunteți descalificați. Sau, de exemplu, mai sunt canale care le urmăresc cu Cold of Tanks, în care youtuberi respectiv fac uh, giveaway ce anume, Sir Foch, Quickie Baby face de regulă, The Mighty Jingles și mulți alții, circumflex Rita, sunt foarte, foarte mulți care fac uh, giveaway și puteți să aruncați pe vreo acord, dar la fel, slabe șanse să câștigați... Bine, cine sunt eu să zic asta, dar sunt șanse mici totuși să câștigați... Uh gol la acești mari youtuber, pentru că, după cum vedeți, au câteva sute de mii de abonați. Bun băieți, cam atât am pentru voi astăzi. N-a fost niciun mare secret, sunt lucruri care bănuiesc că mulți dintre voi deja le știați, dar sunt jucători noi care nu știu care e treaba și nu vor să face bani în jocul ăsta. Și v-am arătat metodele, absolut toate metodele care le știu, sper că n-am uitat vreuna, să faceți gold în World of Tanks. Dacă a fost util și v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și dacă mai vreți video de genul, un subscribe. Până la viitoare, ne auzim! Toate cele bune!